Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul Monsterfish. Data aceasta pentru că noi avem canal Monsterfish, adică pește monstru mare, dar nu am făcut nimic legat de pescuit. Așa că mă gândim să facem ceva legat de pescuit, în care să facem o montură. Avem aici un momitor, un coșureț mai precis, plin de grăuri, frumos. O să vă arăt cum se face montura cu el, cu cărigi ridicate sus, nu aici pentru că nu are de un să regi. Da. Aici dacă vă întrebați de ce mai ați, pentru că am mai făcut odată montura asta și da. O să vă arăt și cum se regla, cum reg eu acele și toate. Momentan lăsăm aici montura. Primul lucru care îl facem e să iau niște fir. Folosesc o gută de 0,15. Cumpărată de la magazinul cromarpescar.ro. Vă invit să cumpărați de la acel magazin online cromarpescar.ro, deoarece sunt cele mai bune scure când vine vorba de funcționare. Bun. Pentru că în orice firmă care produce lucruri de pescuit și am cumpărat eu, Nu sunt la fel de bune ca la Cromar. Am luat aici niște gută. Am tăiat destul de mult pentru că trebuie să facem multe. Aici, dacă vă întrebați ce e un sur de hârtie, o să vedeți, pe care țin eu camera. Luăm guta. Introducem. Bun. Am introdus. Îi facem un nod. Facem aici un ochet, băgăm și hop, s-a nodat. Acum vă dați seama că dacă ar trage un pește așa și n-am mai rega, s-ar duce naiba firul pe apa sâmbetii. Luăm celălalt cap al gutei și introducem guta din nou. Prin această găurică tragem. Bun. Perfect. Mai introducem o dată. Cu cât introduceți mai mult, cu atâta se va riga mai strâns și sunt mai puține șanse ca peștele să scape. Bun. Bun, bun, bun. Pe ce am băgat de 4 ori? Luăm așa și faceți nodul pe care vi l-am arătat. Bun. Faci și de vreo 2 ori sau 3 așa. Asta a fost prima oară. A doua oară. Și acum va fi pentru a treia oară și pentru și la fel pentru ultima. Așa. Bun. Bun, 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 bun. Bun, 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 bun. Acum momitorul e legat, e ok. Vedeți? Timp ajutorul gutei. Acum, bucățica asta care a mai rămas aici, nu mai avem nevoie de ea. Așa că o vom reteza. Bun, am tăiat-o cu foarfeca. Și acum momitorul este ținut. Ai, iar pe aici, pe undeva, vom rega cărigul. Deocamdată o dăm deoparte. Și luăm cutia de cărige. Avem aici o cutiuță de cărige. Câteva nu mai sunt pentru că am fost la pescuit. Și chiar o să mergem și acum la copcă. Dar mai încolo. O să aleg un cărig. O să aleg acest cărig, deoarece este destul de micuț, dar are o guriță destul de mare. E o guriță destul de mare și foarte nervoasă. Vorba aia, e mic și-a drecu. O să-mi și cutia de aici. Bun. Acum, mai luăm niște gută. De 0,16, v-am zis și la început.
Bun. Atât. Să las aici firul. Am luat aici altă gută. Îi găsim capătul? Îmi cărigui și vreau să vă arăt. Nu știu dacă se vede, să se focalizeze. Cameră proastă. Focalizează-te. Ea focalizează birou, nu să-mi focalizeze mie mine. E un cărig cu ochet, adică are gaură aici, cu ochișor de asta. Are ochișor. Se poate vedea. Bun. Eu o să văd cum se fac meblurile pentru astfel de ace. Bine, nu știu dacă așa se fac, dar așa le fac eu și se pare că dă roade. Bag prima oară prin inel. Bag. Apoi fac exact cum am făcut la monitor. Bun. Am regat. Și acum este regat cărigul. Apoi nu am dar ceva de făcut decât să iau firul și să fac de câteva ori așa în jurul lui. Fac de câteva ori și apoi după ce am făcut de suficiente ori, băgăm niște noduri. Bun, am făcut de 3 ori nodul și îl puteți vedea, este destul de rezistent, e regat aici bine. Bun, acum eu mai fac o dată, bag din nou prin ineluș, prin inel, bun, am băgat din nou prin ineluș și facem un nod mic ușor. Bun, tataie. Bun. Bun, 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 bun. Iar acum, capătul ăsta al gutei pentru că nu mai este de folos, o să-l tăiem. Hai. Hai. Mai de poate ca ea fiul destul de gros. Bun. Și am tăiat. Iar acum firul nostru, cărigul nostru este legat. Îmi vine partea cea mai mingăroasă. În care va trebui să legăm cărigul de momitor. În primul rând, facem ața de la firul de la cărig un pic mai mic. Sau ace, cum îi spun unii oameni, care nu... care pur și simplu așa doresc. Perfect. Apoi acum cred că am tăiat prea scurt. Ba, nu, e destul de ok. Bun. Hop. Acum am aici momitorul. Eu mi-l fac așa pe deget firul ca să fie mai scurt, mai scurtișel. Și ca să am mai multă mobilitate când îl fac. Când îl leg acest căriguț. Pentru că... Bun, avem aici. Bun, 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 bun. Și din primăvară când se face cald, o să mergem să probăm această munturică și să vă arăt și ransetele pe care eu le dețin. Am 3 ransete, una de crab foarte dură, una de speeding și una de feeder. Am un feeder, un speeding și una faină de crab. Bun. Alegem punctul. Alegem punctul morse, ca să zicem așa. Punem cărigul. Așa. Și acum trebuie doar să îl înodăm.
Nu contează la ce distanță îl legați, important e doar să îl legați și o să revin după ce îl leg. Am reușit să leg. Vedeți aici, am legat și cârligul este legat la câțiva centimetri. Acum firul care a rămas aici scurt, o să-l tem pentru că nu mai avem nevoie de el. Dar mai întâi trebuie să faceți ceva foarte important. Să trageți puțin de el, să vedeți dacă este legat cum trebuie. Eu asta fac de fiecare dată când muncesc romântură, asta e primul lucru care fac după ce o termin. Bun, am legat-o, ho-ho-ho, ma firul ăsta mic, o să-l retez de pe fața pământului. Firule, îmi pare rău, dar viața ta azi va apune. Deși te am de câteva luni. Și te țin, e o roră de 150 de metri, cumpărată de la Cromar Pescar, care folosesc munturi. Și am vreo 3 munturi pe care le folosesc. Asta cu coșureț este special pentru feeder. Pardon, îmi pare, încerc scuze-mi tot muntura pe jur. Bun. Bun, bun, bun. Și acum avem muntura. Aici va veni nada, cârligul este aici. Adică când peștele vine la nadă, va vedea viermușul sau râma sau ce punem noi pe ac. Și după ce absorbe puțin momea, vedea asta, vine mușcă, noi agățăm și îl prindem. Și cam asta este montura cu coșureț pentru feeder. Am făcut-o pentru lanseta galbenă, adică pentru lanseta de feeder, pentru care culoare galbenă și eu îi zic galbenă. Și acum poate vă întrebați cum o să o prindem. Păi mulți dintre voi poate veți folosi o agrafă, dar de ce să folosim agrafe când putem face altceva mult mai bengos, ca să zicem așa. Deci, am găsit așa ceva, un cercuret mai precis, l-am găsit. Adică, eu nu vreau să vă zic ceva, doar că în caz că vrei să vă faceți o agrafă și nu aveți, nu mai trebuie să regați asta, pur și simplu puneți aici, treceți firul pe aici, faceți un nodureț cum doriți dumneavoastră, v-aș fătui să băgați tot așa de mai multe ori, și după când regați montura de firul lansetei, pur și simplu băgați pe ei și regați. Și chestia asta o să rege montura de lansetă. Bun. M-am băgat odată. Strângem tare. Mai băgăm odată. Hop. Strângem. Dacă știi voi, ca să facem... Asta e montura așa de începător. Bine, pentru era feeder, dar zic așa, pentru unul care, cum sunt eu, care nu în arta peșterii, pentru că unul profesionist vă dați seama că își cumpără munturi, nu? Și le face, ok, dacă și le face mult mai șmecheri de atâta, cu fir de păr, cu spin. Și apropo, când vine vorba de spin, am și niște munturi, una de fapt, cu spin și o să fac și un tutorial în altă zi, în care să vă spun cum se treaba cu spinii. Acum, nu știu dacă e foarte bună perioada, vorbesc de pescuit, mai ales pentru că e iarnă și nu o să folosiți niciodată monturi de gen iarna, pentru că iarna se pescuiește ca copcă și nu o să mă duc ca copcă, pentru că în zona mea nu e foarte, foarte frig, bine, e frig, dar gelul nu e așa mare și gheața pe rac este foarte, foarte mică și dacă mă pun de ea, se rupe. Vă dați și voi seama. Bun. Bun, 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 bun. Un ineluș. Mama, ați asta? Dacă aveți părinți pescari, nu vă ziceți că ei, bă, tată, hai să facem montur, cum a fost băiatul ăsta, că poate sunt bune. Puteți să încercați, dar nu știu ce să vă zic. Mie pur și simplu mi-a dat randamente. Cu ea
Am prins prătică, am prins roșioară, am prins caras. Iar din primăvară vă promit că o să prindem și un crab. Nu mai las până nu prind crab. Avem mai... Acum, cam tot am făcut-o, haideți să vă și prezint. Deci, un coșureț frumos, prumb aici, scrie și greutatea, nu știu dacă se vede pentru că nu arată foarte bine aici. Zice, e de 40 de grame, cântărește 40 de grame acest coșureț. Aici sus avem un singur cărig, de preferat să fie pescuit cu un singur cărig pentru că este mai bun, care va în apă când veți pescui, va veni așa, va veni ceva de genul, care va fi destul de ok pentru că e aici lângă momitor, e destul de ok. Și avem un cărig în caz, avem aici un cerculeț în caz de nu aveți agrafe. Eu așa am fac monturile, mie mi-a dat randamente, v-am spus, vouă nu știu dacă o să vă dea ceva randamente, dar mie mi-a dat. Așa că, ce pot eu să spun, fir întins, puteți să mergeți ca copcă, o să vă arăt și niște monturi pentru știucă în alte zi, așa că, ciao! Noi ne vedem data viitoare, sper să vă placă montura pe care am făcut-o și acum vreau să vă arăt și moaca mea. Bun, acum am revenit, am părul destul de ciufurit pentru că, na, nu mi l-am făcut. Aici, monturica criminală făcută și noi ne revedem data viitoare. Ciao!